îndemn să rămânem ridicați înaintea Domnului și să ascultăm câteva versete care le voi citi din epistola lui Iacov, capitolul 4 de la versetul 13 la versetul 15 inclusiv. Ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin el și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți. Dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, distinși oaspeți ai casei Domnului, cu respectul cuvenit ce-l avem față de Scriptură și cu o prețuire aleasă pentru cei prezenți la jertfa de seară, doresc în aceste momente să continuăm împreună, să slăvim pe Dumnezeu Tatăl nostru din cer, care a fost locul nostru de adăpost de neam în neam. Vrem împreună să slăvim pe Domnul Isus Mântuitorul nostru, un nume glorios, de care se leagă iertarea de păcate, mântuirea și viața veșnică. Și împreună vrem să onorăm pe Duhul Sfânt care este la lucru aici. Amin. Vreau să-mi exprim bucuria de a fi împreună cu Dumneavoastră în această seară, vineri seară, fratele Călin a slujit la Suceava. Acum suntem împreună aici și mă rog bunului Dumnezeu să reverse peste noi toți binecuvântarea sa. Amin. Amin. Mă gândeam inițial să citesc altceva, dar am rămas la aceste versete pe care aș vrea să le leg de mărturia pe care fratele Beni a adus-o aici. Este o întrebare în epistola scrisă de Iacov care ar trebui să frământe viețile noastre. Omul acesta, cred că lăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a scris aceste cuvinte și printre altele punea această întrebare: Ce este viața voastră? Nu știu dacă am avut vreodată această întrebare în minte, poate în zor de dimineață, poate pe înserat. Ce este viața noastră? Pentru că spun în această seară, frați și surori, dragi prieteni, este foarte important cum ne definim această viață. Pentru că după modul cum ne definim viața, va fi destinul nostru etern. Foarte mulți oameni și-au definit această viață ironic. Unii au zis că această viață e o întrecere, alții au zis că este un joc. Am auzit un actor din țara noastră, pentru el viața era o comedie dacă îți definești viața pe pământ ca și o comedie, s-ar putea atunci când se termină comedia să urmeze drama. Eu aș dori în această seară cei prezenți aici, mai tineri sau mai în vârstă, să încercăm să ne definim viața după cuvântul lui Dumnezeu și zic, Doamne, ajută-ne! Noi trăim o singură dată, o singură dată ne naștem, o singură dată suntem copii, o singură dată suntem tineri, o singură dată îmbătrânim cine ajunge. Viața este un eveniment unic și nerepetabil. Spunea un poet în versuri, numai odată tu trăiești și cui ai vrea să îi slujești, numai o inimă tu ai și cui ai vrea să i o predai, o de a-i sluji tu lui Iisus și inima s-o îndrepti în sus. Iisus ar fi stăpânul tău, iar tu ai fi copilul său. Doamne ajută-ne să privim viața așa. Iacov a încercat să găsească o definiție despre viață și a zis el, pentru mine viața este un abur. Nu prea ne place să spunem despre viața asta, nu? Să te uiți la un abur și apoi să zici, eu sunt ca aburul acesta. Atât? Ce este viața voastră? Stătea de vorbă David cu prietenul său Ionatan. Viața era în primejdie. Și viețile noastre pot să fie în primejdie oricând. Ca să mori, nu trebuie să fii nici bătrân și nici bolnav. E destul să te naști. Noi, de când ne naștem, suntem candidați la moarte. De fapt, începem să murim. Zicea David către Ionatan, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că între mine și moarte nu este decât un pas. Adică viața ar fi pasul dinaintea gropii. Ne-a spus fratele Benii de tragedia prin care a trecut. Permiteți-vă în seara aceasta, iubiți călătorii, tineri dragi, prieteni care ați venit aici, să ne uităm în Scriptură la câteva adevăruri despre viață și să încercăm împreună să definim viața împreună cu cel ce e autorul vieții. Eu am înțeles din Scriptură că viața este darul lui Dumnezeu. Credeți și dumneavoastră așa? În Genesa, capitolul 2, în versetul 7, Scriptura spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Uitați-vă de unde vine viața. I-a suflat în nări suflare de viață și omul și s-a făcut astfel un suflet viu. Dătătorul vieții este Dumnezeu. Sursa vieții este Dumnezeu. Au încercat unii să introducă în școli, înainte de 89, teoria evoluției. Se pare că pe patul morții, și Darwin a fost dezamăgit, recunoscând că a crezut o minciună. Și spunea, sunt pierdut și mă așteaptă flăcările iadului. Noi nu suntem produsul evoluției inexistente. Iubiți tineri, iubiți prieteni, Omul nu este o piatră rece, insensibilă. Omul nu este o steară tăcitoare din acest univers. Omul nu este o jivină întunecată ce se pierde în desișul unei păduri. Omul este opera creației lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dacă trebuie să spun în seara asta un adevăr despre viață, Adevărul este acesta. Viața este darul lui Dumnezeu. Ce frumos spunea Costache Ioanid în versuri. Ne place să și cântăm aceste versuri. Nu suntem un vis și o întâmplare. Un lut de sine însuși frământat. Cine a zidit o minte creatoare și o înțelepciune fără de hotare? Există Dumnezeu cu adevărat. Nu suntem și vine întunecate, gonite de un bici neînduplecat, că noi avem un duș o libertate și o inimă ce pentru ceruri bate. Există Dumnezeu cu adevărat, că ele e sursa vieții. Chiar dacă unii nu cred. Noi vrem să ne definim viața după Scriptură ca să avem parte de eternitate împreună cu Hristos. Și zic, Doamne, ajută-ne! Viața e darul lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu e sursa vieții, dar Dumnezeu este Cel ce ne întreține viața. Uitați-vă ce ne spune Scriptura în Psalmul 68 și aș vrea să citesc un verset de aici, Psalmul 68, versetul 20. Dumnezeu ne întreține viața. Nu numai că e sursa vieții. Dumnezeu este pentru noi și s-a mintit în această seară că noi slujim un Dumnezeu al minunilor și credem asta. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte, amin. El ne poate păzi, El poate să ne mențină viața. A predicat apostolul Pavel în Areopagul din Atena și se pare că acei greși ce-l ascultau, care în ziua aceea au auzit o predică nouă, n-au mai, mai auzit o predică de felul acela până atunci. Și după ce Pavel le prezintă pe Dumnezeu la adevărat, că de fapt el nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, cât de mare ar fi diversitatea de culori. Și nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau o pietrei cioplite cu șugirea și iscusința omului. Pavel o zis, Atenien, Dumnezeu nu e așa? Cum vi-l imaginați voi? O zis eu, trebuie să vă spun că Dumnezeu a făcut lumea și tot ce este în ea, e un Dumnezeu creator și El susține viața. Și în fapte 17 cu 28 știți ce le spunea atenienilor? În El, adică în cine? În El, că El e sursa vieții, în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri, suntem din neamul Lui și noi credem și spunem toți, amin. Primul adevăr despre viață. Uitați-vă, viața este darul lui Dumnezeu. Sursa vieții este Dumnezeu. El este cel ce ne menține viața, ne menține în existență. Dacă vrea Dumnezeu să-ți mai dea o zi, îți mai dă o zi, dar dacă vrea Dumnezeu la noapte să spună inimii să înceteze să bată, poate să o facă. că Dumnezeu, noi nu avem explicații la toate tragediile prin care trecem în această viață, dar știm că Dumnezeu este Cel ce întreține viața. El ne-a dus în lume și El decide un moment că trebuie să plecăm de aici. Au venit niște oameni la Domnul Isus, scrie asta în Luca 13, de la versetul 1 și i-au istorisit două tragedii. Și-au vrut oamenii aceia să vadă părerea Domnului despre viață. Și au zis învățătorile, tu știi ce s-a întâmplat printre noi cu niște galilieni? Oamenii ăștia erau la închinare și a venit Pilat, omul ăsta crud, și a amestecat jerfele cu sângele lor. Ce duritate, nu? Pilat era cel de-al șaselea guvernator peste Iudeia, un om extrem de crunt. Istoria îl descrie ca fiind cu fruntea mereu tensionată, cu părul negru, când s-a înscăunat la Ierusalim, o ținut toată cetatea trează. Și-o permis în bătaie de joc față de evrei să pună chipul cezarului de la Roma pe templu de la Ierusalim. Și-a început o răscoală acolo și Pilat, când au văzut ce se întâmplă, a zis, ori vă potoliți, ori vă ameste cu pământul. Și ultimii care s-au predat au fost galilienii. Știți când trebuia să-l condamne pe Domnul la moarte? Oamenii care cereau condamnare au zis ceva, este, cum au zis? Este Galilean. Tu știi ce ai pățit cu galilienii? Atenție ce decizie ei. Până la urmă Pilat a trebuit să ia, istoria spune, chipul cezarului de pe templu din Ierusalim și să-l pună în palatul din cezarea. Că evrei au zis, asta e blasfemie. Păi noi nu ne închinăm decât la Iacve, la Dumnezeul cel adevărat. Ce faci tu? Ei, Pilat acesta a amestecat sângele unor galilieni cu jertfele lor. Adică să vezi niște oameni la închinare și să-i omori cu sânge rece. Cât s-a dis. Și Domnul zice, credeți că ceilalți galileni ăștia au fost mai păcătoși decât ceilalți? Eu vă spun dacă vreți ca să aveți o explicație la tragedia asta. Dumnezeu este Cel ce ține viața. Dacă nu vă pocăiți, toți veți speri? La fel. Sau cei 18 inși care zideau un turn la Ierusalim. Asta e a doua tragedie. Și au venit la Domnul. Tu ce părere ai? Oamenii ăștia construiau un turn. Și turnul acesta a căzut peste ei și 18 erau și au murit. Credeți că cei ce zideau turnul erau mai păcătoși decât ceilalți din Ierusalim? Mesajul pentru voi este acesta, dacă nu vă pocăiți, toți veți speri la fel. Frați și surori, prieteni dragi, viața e darul lui Dumnezeu, să nu ne batem joc de darul ăsta. Să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu, să trăim viața asta cu respect față de Dumnezeu și în pocăință. Ajută-ne, Doamne! Amin! Am mai înțeles după Scriptură că uh, viața nu numai că este darul lui Dumnezeu, uh, ne-au cântat tineri de aici, din biserica locală, uh, viața este o alegere. N-ați uitat versurile cântării, nu? Tu cel ce stai pe mal de prăpăstii și nu știi cât e adânc, alegerea ta, alegerea ta, Moartea sau viața e alegerea ta. Rașii și surori, prieteni dragi, viața nu numai că este darul lui Dumnezeu, viața este o alegere. Dacă vreți, o alegere între bine și rău, între binecuvântare și blestem. Între moarte și viață. Nu alege Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu a făcut tot ce trebuia pentru mântuirea noastră. Hristos a venit la cruce, a murit în locul nostru și în folosul nostru. Dar ca să fii mântuit, trebuie să-L alegi dumneata. Nu te forțează Dumnezeu să alegi mântuirea și drumul spre viață veșnică. Poți să alegi să trăiești în păcat. Poți să refuzi pe Hristos. Dar Dumnezeu în seara asta ne-a convocat aici să ne spună acest adevăr. Viața este o alegere. Spunea Iosua, Către cei din adunarea lui Israel, era pe final de mandat. Și au zis, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Iosu a fost un bărbat veritabil, L a succedat pe Moise în lucrare, a condus poporul în țara promisă, un efraimit care a trăit 110 ani. Nu avem multe detalii despre familia lui, nici despre soția lui, dar cred că a fost și un familist convins. Știți ce declarație a făcut? în Iosua 24. O zis, voi aveți astăzi de făcut o alegere. Alegeți Dumnezeul pe care vreți să-L slujiți. Eu am ales în dreptul meu și în dreptul casei mele. Fiecare ar trebui să aleagă în dreptul lui și în dreptul casei lui. Poate te uiți să vezi ce a ales vecinul de pe strada ta, de pe scara blocului. Nu e asta important. Ce ai ales tu, casa ta? Iosua a zis că despre mine, eu și casa mea vom sluji cui? Domnului, asta e alegerea noastră. Eu vă întreb, e o alegere bună? Cei care faceți parte din poporul lui Dumnezeu, credeți că asta e alegerea cea mai bună? Eu vă spun, cei care ați făcut această alegere, ați făcut cea mai frumoasă alegere din viață. Cine l-a ales pe Hristos și mântuirea, o făcut cea mai frumoasă alegere din viață că viața, viața aceasta fără Iisus, prieteni dragi, e dezastru. Să știți că nu numai în vremea lui Iosua, oamenii trebuiau să aleagă între viață și moarte. Uitați-vă pentru cei ce trăim în vremea Harului. Viața e o alegere. Nu numai că e darul lui Dumnezeu, viața este o alegere. Aș vrea să urmărim un cuvânt ce îl în Mântuitorul. Cel mai mare predicator al tuturor timpurilor a rostit un mesaj și ne-a spus că viața e o alegere. În Evanghelia după Luca, în capitolul 9, în versetul 23, scrie așa. Apoi a zis tuturor: Înseamnă că e valabil și pentru noi. Apoi a zis tuturor: Dacă voiește cineva să vină după mine, adică nu te obligă, e alegere. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Dacă voiește cineva. Că viața este o alegere între moarte și viață, între binecuvântare și blestem, între bine și rău. Ce ai ales? Ai avut un moment în viața ta când să alegi binele, când să alegi mântuirea, când să alegi drumul care duce spre viață? Nu uita, este alegerea ta. Vin unii și spun, cred că eu nu sunt pentru mântuire, pe mine Dumnezeu nu m-a ales. Oare să fiu eu în numărul celor mântuiți? Oare mă alege Dumnezeu și pe mine? Noi nu credem în predestinare. Predestinarea nu este un concept religios, e concept filozofic. Unii zic pe mine: Nu m-a ales Dumnezeu pentru mântuire, eu nu sunt sortit pentru mântuire. Oare de ce spune Pavel în Romani că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă? Să fie aici conceptul predestinării? Că un om pe planeta asta nu are posibilitatea să aleagă, că el e sortit pierzării? Nu asta vrea să spună Pavel. Aș vrea să fac paranteza aceasta, poate este de folos. Uitați-vă ce spune în romani cuvântul lui Dumnezeu rostit prin Apostolul Pavel. În romani, capitolul 9, citesc de la versetul 14. În romani, capitolul 9, versetul 14, până la versetul 16. Unii așează aici conceptul predestinării. De deci, ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci el a zis lui Moise: Voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă, și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Și acum, următorul verset ce ne interesează. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă ci de Dumnezeu care are milă. Și unii întreabă, păi înseamnă că eu degeaba alerg. Dacă Dumnezeu nu are milă de mine și eu nu sunt în planul de mântuire, toate eforturile mele sunt zadarnice. Înseamnă că e vorba de predestinare. E un număr ce are Dumnezeu și eu nu sunt în numărul acesta. Dragii mei, nu asta vrea să spună Pavel. Așadar, nu atârnă, adică centrul de greutate al mântuirii, nu atârnă pe ce fac eu, nu atârnă de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vreau și asta nu înseamnă că nu trebuie să alerg. Centrul de greutate al mântuirii cade pe jertfa lui Isus Hristos. El a făcut totul pentru mântuirea noastră și noi trebuie să o acceptăm. Atunci întrebarea se pune bine, bine, dar pe cine alege Dumnezeu pentru mântuire? Știți pe cine, dragii mei, prieteni dragi care sunteți aici, știți pe cine? Dumnezeu alege pentru mântuire pe omul care și el, la rândul lui, îl alege pe Isus Hristos. Doamne, ajută-ne să facem alegerea cea mai bună. Eu am înțeles din scriptură că viața e darul lui Dumnezeu și e important ce faci cu ea. Și am înțeles că viața, viața aceasta, dragii mei, uitați-vă, e o alegere. Depinde ce alegi. Știți că noi ne ocupăm locul în veșnicii în funcție de ce am ales aici? Da, noi ne ocupăm locul în veșnicii în funcție de ce am ales aici. Domnul a rostit pilda cu bogatul nemilostiv și asta o cunoaștem toți. Și omul a ajuns în văpaie, în disperare și a ridicat privirea în sus. Înseamnă că noi continuăm să existăm după moarte. L-a văzut pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a zis, Părinte Avrame, eu am o rugăciune, numai că după moarte nici rugăciunea la Sfinț nu mai ascultă nimeni. Vedeți, după moarte nici rugăciunea la Sfinț nu mai ascultă nimeni. Părinte Avrame, fieți milă de mine, Știți ce te rog? Dăm ce n-am dat eu când am fost în viață. Cam așa vine, nu? Fieți milă de mine, că eu puteam să arăt milă la nenorocitul de la ușa mea și n-am arătat. Trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă, să-mi recorească limba, grozav mă chinui în văpaia aceasta. Și ce răspuns a primit? Fiule, că și tu ești evreu. Adu-ți aminte că în viața ta ce ai făcut? Tu ai ales lucrurile bune, care ai crezut că bune pentru tu. Lazar le-a luat pe cele rele. El e mângâiat, iar tu ești chinuit. Știți cum ne ocupăm locul în veșnicii? Prieteni dragi, frași și surori, ne ocupăm locul în veșnicie în funcție de ce am ales aici. Când se termină viața pe pământ și ne scoate din lumea spațiului și a timpului, știți unde plecăm? La stăpânul pe care l-am slujit. Că nu se poate. În viața asta să sujești la un stăpân și să iei plata de la celălalt. Se poate? În viața asta să sujești la un stăpân și să iei plata de la celălalt. Eu vă spun, nu se poate. E în funcție de ce am ales aici. Doamne, ajută-ne să alegem într-un mod înțelept. Să nu constatăm că e prea târziu, că între cele două locuri e o prăpastie și nu-i punte de trecere. Nu te lăsa înșelat, că ți-a spus cineva, nu-i problemă, că cineva rezolvă și problema sufletului tău. Nu-i problemă. Mai plătești cei din urmă și până la urmă lor duce la loc de verdeață. Alții zic, îl mai plimbă prin purgatoriu, un foc purificator, până la urmă mai intervine și biserica cu rugăciuni și îți duce și ție sufletul. Dragii mei, ne ocupăm locul în funcție de ce am ales aici. Dacă l-ai ales pe Domnul în această viață, când pleci de aici, vin îngerii lui să te ia. Au venit îngerii și au luat sufletul lui Lazar și l-au dus ca pe un trofeu înaintea lui Dumnezeu. Cu puțin timp în urmă, în localitatea Cașvana, a plecat la Domnul un slujitor al lui Dumnezeu, care l-a iubit pe Dumnezeu și a iubit și biserica, nelipsit de la casa lui Dumnezeu. Și spunea fratele păstor din localitate, eram lângă el la căpătâi când și-a dat ultima suflare. Se pare că vedem ceva în momentul plecării, când se termină viața. Cine vine după noi? Spunea, i-am luat mâna lui în mâna mea, și am rostit o binecuvântare și am zis, frate Ștefan, mergi cu Domnul Isus. Să te însoțească Domnul la drum. Și el cu lacrimi în ochi s-a uitat la mine și a zis așa, o zis rămâi cu Domnul Isus. Erau și cei din familie în casă și el de pe pat a zis, deschideți ușa. Vă rog, deschideți puțin ușa. Și cineva a zis, probabil nu mai are aer, nu mai poate respira. Să vină cineva să-i facă puțin aer. Și el a zis, nu, nu faceți aer, ai ram, deschideți ușa. A mai făcut un semn cu brațele, a ridicat brațele și apoi câteva respirații și a plecat. Ne ocupăm locul în veșnicii în funcție de ce am ales aici. Dacă ai ales să-l slujești pe cel rău și să faci tot ce îți spune cel rău și ai ascultat de șoapta vrăjmașului, când se termină viața, te duci la stăpânul pe care l-ai slujit. În seara asta am o veste bună, da, am o veste bună, aici la Cluj. Între noi este prezent Fiul lui Dumnezeu, care iartă păcate și salvează vieți. Glorie Lui! N-ai vrea să-L alegi? n vrea să pleci de aici, prieten cu Isus, fie seara mântuirii tale, chiar acum. Viața ai darul lui Dumnezeu și viața, viața e o alegere. Ascultați-mă bine, prieteni dragi, viața fără Isus e dezastru. Dați-mi voie să fac o paranteză acum. Să vă spun ce mi s-a întâmplat cu câteva săptămâni în urmă în Palma de Mallorca, în Spania mi s-a întâmplat o situație inedită. Am ajuns acolo pentru un seminar biblic și vineri seară m-am întâlnit cu frații și am primit vestea că păstorul bisericii a avut un accident de mașină și este în spital. L-am vizitat acolo și îmi spunea, frate Ghiță, te-am așteptat să vii și am vrut să ne bucurăm duminică împreună, dar eu nu mai pot. Duminică va fi cina, alt slujitor ordinat nu mai ai? Și-o zis Dumnezeu să te întărească în lucrare. Te aștept să vii cu cine la mine la spital. M-am dus duminică dimineața acolo. A început slujba de rugăciune, doi băieți tineri, a dat primul îndemn și dintr-o dată așa în partea dreaptă la cor, am auzit un țipăt, un zgomot strident. Era vocea unei femei. Nu știam ce se întâmplă. S-a creat așa o stare de panică în biserică. Fratele a mai continuat câteva cuvinte să spună și din nou aceeași voce. Am distins ce spunea. O zis eu, eu vorbesc când vreau și vorbesc ce vreau. Pe mine nu mă poate opri nimeni. Și am zis, oare ce se întâmplă? Imaginați-vă, urma predica, urmea cina cea de taină, am zis, oare ce va urma aici? Și un frate mi-a spus, frate, și duminica trecută am întrerupt slujba din cauza ei, dar înainte de a pleca am avut un mesaj din partea Domnului, va fi o stare de tulburare într-o biserică, dar nu va birui Duhul celui rău, ci va, va birui Duhul Sfânt. Și Dumnezeu a dat biruință, slăvit să fie Domnul. Am avut un mesaj și am vorbit despre cel ce a murit la cruce și ne-a înlocuit în moarte, care a murit în locul nostru și în folosul nostru am primit de la Domnul așa un îndemn și am zis știți ce vreau să vă rog zic eu am în mână cartea asta pe care o respect din copilăria mea când eu m-am născut cartea asta era și când eu voi pleca de aici cartea asta rămâne prin cartea asta ne vorbește Dumnezeu știți ce ne era femeia asta doamna asta numele ei este Oana Probabil ați auzit de crima care a fost în Palma de Mallorca în vara acestui an, când un bărbat cu sânge rece și-a ucis propria soție prin mai multe lovituri de cuțit. Oana este fica din familia aceasta. O tânără traumatizată de ceea ce s-a întâmplat în casa lor și pe balconul casei lor. O tânără extrem de agitată. Primit de la domnul, așa un îndemn, și am zis: Eu am așa o cântare pe care o știu din copilăria mea și la care țin mult și aș vrea să o cântăm împreună. M-am uitat în partea dreaptă la Oana și am zis: Oana, n-ai vrea să cânți și tu cu noi. Și a s-a ridicat așa, ca un resort de pe, de pe scaun și eu zis: Când și eu. Și am început să cântăm cântarea pe crucea din dealul iubirii, pe culmea lipsită de flori. Se stinge făclia iubirii privind spre albastrele zări. Când a urmat rugăciunea de mărturisire, tânăra asta s-a prăbușit cu fața la pământ și a început să urle. Știam ce să fac. Deci am cu trupul Domnului și am zis, Oana, tu nu poți să te împărtășești cu noi. Va veni un moment când tu vei avea o întâlnire personală cu Domnul Isus când vei încheia legământă în apa botezului. Vreau să stau de vorbă cu tine la urmă. Am distins vorbele ei, ai milă și de mine, Doamne, ai milă. Poate la ultima rugăciune să ne rugăm pentru tânăra asta. Este din zona noastră, Sucevei. A vorbit cu ea la urmă, a zis, Domnule, dăm voie să spun ceva. Viața noastră e ruină. Mămica este în mormânt, tatăl în pușcărie. Eu am fost martor la scena aceea groaznică, când tata a ieșit afară cu mâinile pline de sânge, a venit poliția și a zis, nu mai căutați pe nimeni, eu sunt, arestați-mă! Spunea tânăra aceasta cu lacrimi în ochi, oamenii ăștia vor să mă scoată de aici, eu vreau să vin aici. Am rugat pe oamenii la ordine să o lase pe Oana între ei, spunea că va veni de sărbători acasă și o zis, vin în satul meu, domnule, îți promit că vin la adunare, vreau să vin și eu la adunare. Tine, dragi, prieteni dragi, viața fără Hristos e ruină, familia fără El e ruină. Viața este darul lui Dumnezeu, dar viața este și o alegere. Eu nu cred că este vreo persoană aici. E vreo persoană aici care regretă că l-a ales pe Hristos? tineri care cântați în cor, regretați că l-ați ales pe Hristos? Dacă a fost un moment în viața mea pe care nu-l uit niciodată, e ziua că l-am ales pe Hristos. Nu pot să uit ziua aceea niciodată. O zi caniculară de vară, anul 92, am intrat în apă botezului și ne-am prins de mâini cu tinerii cu care ne-am botezat atunci și am cântat o, am cântat o cântare ce-o marca viața mea. O scumpă zi când te-am primit, Iisuse, salvatorul meu. Ziua aceea a marcat tot restul vieții. Viața e o alegere. Dar trebuie să mai spun ceva în seara asta. Dragii mei, viața asta are amărăciunile ei. Ați auzit ce ne-a spus veni. O să trebuie cineva, bine, bine, dar dacă ești un copil al lui Dumnezeu, tot treci prin necaz, prin amărăciune, prin probleme? Categoric da! Când noi am pornit pe drumul pocăinței, Domnul a fost foarte sincer cu noi. ne a spus că în lume veți avea necazuri. Gândiți-vă la gigantul răbdării la Iov, un om neprihănit. Dumnezeu l-a descris așa, un om curat la suflet. Pentru el ce spuneți? Viața nu a fost amărăciune. Să pierzi toate posesiunile materiale și într-o zi să vezi zece sicrie în cur de -a casei tale. A fost o tragedie de felul acesta în Cluj, în vreo familie? Eu cred că nu. Am întâlnit într-o familie extinsă, verișori, a fost un accident, trei sicrie zece sicrie, zece copii amărăciune. Și tu bolnav, abandonat de tot, să mai vină soția lângă tine și o zici, vrei să scapi de de necaz? Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov nu o blestemat pe Dumnezeu, dar și-o blestemat ziua nașterii lui. Să fie blestemată ziua aceea, noaptea aceea, să nu mai fie trecută în lunile anului. Știți ce spune Iov? Viața e amărăciune. Uitați-vă cum vorbește el. Dați-mi voie să citesc din cartea Iov, din capitolul 10. Viața este amărăciune. În viața asta avem amar, avem necaz, avem dureri, chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu. În Iov capitolul 10, de la versetul 1, citim cuvântul lui Dumnezeu care ne spune așa: M-am dezgustat de viață. Voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Că viața e plină de amărăciune. zis ce vorbește un om amărât de la versetul 18. Pentru ce mai scos din cele mamei mele? Odi aș fi murit și ochiul să nu mă fi văzut, aș fi ca și cum n-aș fi fost. Și din pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. Nu sunt zilele mele destul de puține să mă lase, dar să plece de la mine și să răsuflu puțin amărăciune. Oamenii mari ai lui Dumnezeu au trecut prin amărăciune. Un om ca și Ilie, care a avut marea biruință pe Carmel, fuge de Izabela, se duce în pustie a Berșebei, și au zis acum, destul, mai bine să mor. I-am sufletul că nu sunt mai bun decât părinții mei. Amărăciune. Că viața e amărăciune. Vin unii și le întreabă, bine, bine, dar dacă voi sunteți copiii lui Dumnezeu, de ce necazuri și la voi? De ce orfan și la voi? De ce atâtea greutăți și la voi? De ce mor mame și rămân copii? De ce? Pentru că viața asta e o viață plină de amărăciune. Știți care e diferența? Dacă l-ai ales pe Iisus Hristos și în valea cea mai adâncă și în cuptorul cu foc, tu nu ești singur, lângă tine este Domnul Iisus Hristos. Că nu ne-a dat viața ca un dar să ne abandoneze la jumătate de drum. Știți ce ne-a promis? Sunt cu voi până la sfârșitul zilelor și la plecare ne acompaniază. Slăvit să fie El! în amărăciune și necaz, un om ca și Ștefan, martorul credincios. Și roaie de sânge curgeau pe fața lui și Sfântul ăsta zice așa, văd, cineva e lângă mine în clipa morții, vă cerurile deschise și îl văd pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și îmi face primirea în glorie. Slăvit să fie Domnul! viața e amărăciune, dar când e amarul mai mare, când e durerea mai mare, când furtuna e mai mare în casa ta, lângă tine e cineva, Isus Iisus Hristos. Bine a trecut prin această greutate, prin această tragedie, l-am vizitat la spitalul militar din București. Vă spun sincer, în starea în care l-am văzut, mă gândeam atunci, știu eu, o să mai meargă omul ăsta pe picioarele lui, și seara asta am venit la evangelizare la Cluj împreună Că avem un Dumnezeu al minunilor care în amărăciunile noastre rămâne lângă noi Slăvit să fie El, slăvit să fie El în amărăciune, rămâne lângă noi Da, viața e darul lui Dumnezeu și e important ce faci cu darul ăsta Nu-ți bate joc de darul lui Dumnezeu? Împacă-te cu Dumnezeu și trăiește pocăința, amin Viața e o alegere? Alege-L pe Iisus Hristos ca să trăiești, că cine are pe Fiul are viața veșnică. Amin. Viața aceasta, dragii mei, înseamnă amărăciune, dar trebuie să spun ceva frumos. Viața asta înseamnă și bucurie. Amin. Poate cei care sunt în furtună acum o să-mi spună prea puține bucurii, frate. Știți care e cea mai mare bucurie? Bucuria mântuirii. Asta nu ne-o ia nimeni din inimă. Cât de mare ar fi amarul? nu așa bucuria mântuirii? Uitați-vă ce spunea Domnul, de multe ori a vorbit în pilde. A luat lucru din viața asta ca să scoată în evidență adevărul eterne, adevărul veșnice. În Evanghelia după Luca, în capitolul 15, e o pildă cunoscută de noi toți, pilda cu aia rătăcită. Uitați-vă care e cea mai mare bucurie ce o poate avea un om în această viață. Bucuria asta o avem aici pe pământ și bucuria asta este și în cer, Uitați-vă ce spune Scriptura aici, Luca 15. Tot așa vă spun, versetul 7, Luca 15 cu 7, tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer, uitați-vă, pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni prihăniți care n-au nevoie de pocăință. Cea mai mare bucurie este bucuria mântuirii ne mai păstrăm bucuria asta când vine amarul, când vine amărăciunea. Ce spuneți? Pavel și Sila cu picioarele în butuci o zis Dumnezeul nostru mai merită o cântare de laudă. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Oamenii care și-au păstrat bucuria în încercare și durere în localitatea mea, localitatea Calafindești. Avem o biserică mare, fratele Călin a slujit de mai multe ori acolo. Biserica Pentecostală din Calafindești s-a născut în suferință în anul 1959, șapte frați, printre care și păstorul bisericii de atunci, au fost arestați și condamnați între 12 și 25 de ani de pușcărie. Amărăciune. Spunea tatăl meu, într-una din zile, mai este în viață, are 86 de ani. Spunea, am fost la procesul lor la București după ce li s-a dat sentința. Și-o întreba dacă din boxa acuzaților, vreun inculpat mai are să spună ceva. S-a ridicat păstorul de atunci. Cât curaj și câtă liniște în suflet într-o zi de amărăciune. O zis stimați, tovarăși. Toate stăpânirile din toate vremurile au avut un Dumnezeu de lemn, de piatră. Dar stăpânirea din vremea de acum, adică voi comuniști, n-aveți niciun Dumnezeu și s-a așezat. Au urmat anii grei de temniță. Unul dintre frații era în vârstă și a fost aruncat în temnița rece, era singur acolo și a făcut o rugăciune lui Dumnezeu în amărăciune, amar. Zice, Doamne, nu cer să mă eliberez definitiv de pedeapsă, dar eu aici nu mai rezist în celul asta. Scoate-mă azi de aici. Și în aceeași zi, când el s-a rugat, a venit o tovarășă în control de la București și a zis, bătrânul ăsta ce caut aici? Să fie scos repede. Și a fost dus în altă cameră și pe sala aceea spunea, și țărâna de pe mormântul meu va crede că Dumnezeu există și că Hristos e viu. În amărăciune ne păstrăm echilibru prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu știu ce ai gândit despre viață. Ai crezut că e o întrecere, e un joc, e o comedie? Ce-i viața? Viața este darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu e autorul vieții, slăvit să fie El. Viața e o alegere și în timpul ăsta nu mai poți alege după moarte. Trebuie să-L alegi pe Hristos ca să trăiești. Doamne ajută-ne să alegem și să rămânem cu Tine. Viața înseamnă amărăciune, dar viața înseamnă și bucurie. Cea mai mare bucurie, cea mai mare bucurie este bucuria mântuirii ce ne-a dus-o Hristos Domnul. Slăvit să fie El! Și vreau să mai spun ceva în seara asta. Viața se poate prelungi. Vă surprinde? Se poate prelungi viața. Noi nu putem să prelungim viața, nici măcar cu un cot. Cât de mult ne-am îngrijorat. Dar Dumnezeu o poate prelungi? Ce spuneți? O prelungește? O poate prelungi? când se termină aici, o prelungește în eternitate. O prelungește în eternitate. Și aici poți avea o viață binecuvântată. Copii, cinstiți părinții voștri, pe tata și pe mama, ca să fiți fericiți și să aveți o viață lungă pe pământ. Dumnezeu să vă ajute. Dacă se termină viața, asta e mai frumos pentru copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu o prelungește în eternitate. De asta a venit Hristos. De asta spune în versetul de aur al Scripturii, nu? fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. De ce? A dat pe singurul să fiu ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică, ne-o prelungește. Ioan 10, versetul 10, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug, spunea Ioan în epistolă, cine are pe fiul are ce? Viața, una singură, viața veșnică, slăvit să fie Domnul, slăvit să fie Domnul. Eu mă rog ca binecuvântarea Lui să fie peste viețele noastre. Filipenii 1 cu 6 sunt încredințați, spunea Pavel, că acela care a început această lucrare bună în voi, o va isprăvi. Când? 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 Când se prelungește viața. Când se prelungește viața, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Așa de mult aș dori ca în ziua Marelui Apel să nu lipsească niciunul de aici și prietenii care sunt cu noi să se întoarcă la Domnul, să vă pocăiți la îndemnul și la porunca Lui ca să se prelungească viața. Dumnezeu să vă ajute! Dacă sunt persoane aici care încă nu l-au ales pe Domnul, fie seara asta, seara când să-L alegeți, n-am înați. Mă apropii de final, relatându-vă aici o întâmplare, am ascultat mărturia unui bărbat care s-a pocăit, s-a întors la Domnul înainte de 89. Pe mine m-a marcat profund mărturisirea asta. Spunea omul acesta cu lacrimi în ochi, mie mi-a vorbit Dumnezeu într-un miez de noapte și mi-a spus, te duci în orașul tău, pe strada cu tare, la adresa cu tare și să faci și tu ce fac oamenii aceia. O voce distinctă, caldă și-a zis oameni buni, acolo era o adunare evanghelică, am intrat într-o duminică dimineață și oamenii aceia erau la rugăciune. Eu am zis de câteva o rugăciune a Tatăl nostru și nu mai știam să mă rog. Ei au continuat să se roage. În mintea mea era vocea aceea în miez de noapte, fă și tu ce fac oamenii aceia. Și a urmat predica, am înțeles mesajul și omul acela din față a întrebat, vrea cineva astăzi să-L aleagă pe Hristos ca mântuitor? Eu vreau să îl îndemn să vină în față, vreau să mă rog pentru el. Și m-am dus în față, ascultând de vocea aceea din miez de noapte, fă și tu ce fac cu oamenii aceia. Și au zis, vreau să slujesc pe Dumnezeu împreună cu voi. Și biserica s-a rugat pentru el. Spunea el, când m-am dus la serviciu, avea un serviciu special, într-o fabrică, și avea o funcție deosebită, și nu era ușor atunci să fii copilul lui Dumnezeu. Și au zis că le-am ajuns la serviciu să vă spun ce s-a întâmplat. Au început colegii să-și bată joc de mine. Unul din ei s-a uitat la mine și a zis mie mi se pare că te-ai deranjat la etajul superior. Ceva e cu tine? Cine a fost pocăit în neamul tău? De ce ai făcut asta? Tu ai vreo explicație la ce s-a întâmplat cu tine. De ce ai ales așa? Și au zis colegi, Uite, dacă toți suntem la pauza de masă, ascultați-mă puțin. Eu am o explicație la ce s-a întâmplat cu mine. Ascultați-mă, zicea el cu luarea minte, când eu eram un copil și aveam vârsta de 5 ani, în satul unde eu copilărisem, tatăl meu era primar. Și au zis ce s-a întâmplat într-o zi. Un vecin de-al nostru a dat buzda în curte, era foarte agitat, și o striga la tata, o zis așa, Dumneata ești primar, du-te la sediul jandarmeriei din localitate, că un predicator bătrân de-al pocăiților e omorât în bătaie de jandarmi. Dumneata îl pot scăpa. Și-o zis, colegi, tata m-a luat de mână. Așa de bine mi-am de ziua aceea. Eu cred că de ziua aceea a ținut cont Dumnezeu am intrat cu tata de mână în sediul acela, și tata a strigat la oameni în uniformă: Opriți-vă, nu-l omoriți! Are și el familie, are și el copii. Câteva ore, bătrânul acela a stat în pumnii și bocancii militarilor. Și au zis, colegi, bătrânul acela a venit încet, așa, lângă tata, lângă mine și a pus mâinile lui pe capul meu și a ridicat privirea în sus și a rostit o rugăciune, bătrânul acela. Și a zis așa, Dumnezeul Avram, Isaac și Iacov și Dumnezeul meu, pun numele tău peste băiețelul acesta și te rog când va crește mare, fă să te aleagă pe tine ca Domn și Mântuitor. Te mai rog ceva, fă din el un slujitor al Evangheliei, îți mulțumesc, amin. Colegi, Bătrânul acela a plecat, nu l-am mai văzut vreodată în viața mea, dar binecuvântarea a rămas. Știu de ce mi-a vorbit Dumnezeu. Nu știu de ce ești în seara asta aici, poate s-a rugat pentru tine cineva din familie, bunicul, bunica? Ai avut mijlocitori? Cineva de pe strada ta? Un copil al lui Dumnezeu? Nu știu. Dar în seara asta ești aici și te întâlnește Hristos pentru că vrea să te mântuiască, n-ai vrea să-L alegi? să pleci din locul acesta prieten cu Isus. Dumnezeu să binecuvinteze prietenii care sunt prezenți aici. Dumnezeu să binecuvinteze biserica și pe cei ce sunt în prezenți la închinare. Să facem alegerea cea mai bună. Pentru că atunci când se termină viața, ea să fie prelungită în eternitate. Ioan 17 cu 3. Și viața veșnică este aceasta. Care? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. basta ir é viaça amém